Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț poate intra cu ușurință în cartea recordurilor după ce a ajuns la al 8-lea manager în ultimul an. Fostul primar al municipiului Roman, Lucian Micu, este de astăzi noul director al unității medicale. Acesta a vrut să candideze și la alegerile din 27 septembrie, însă candidatura sa a fost respinsă de instanță și de către Biroul Electoral Central, după ce Agenția Națională de Integritate i-a aplicat o interdicție de 3 ani pentru a candida. În 2012, Lucian Micu a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția remunerată de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului din Roman. Micu va prelua conducerea spitalului din Piatra Neamț după ce, în urmă cu 3 săptămâni, Silviu Verzea și-a anunțat demisia.